un episod de Grand War. Deci sunt atât de bucuros de vorbesc așa, bineînțeles, avem o nouă noutate, oameni buni, avem o nouă parteneră, s-a schimbat deja partenera noastră cea de toate zilele, dă de nouă astăzi și lasă-ne vlogul nostru de azi. Da, de acum încolo am o parteneră specială cu care o să fac toate videourile respective cumva. O să fie episoade de vlogging duminica în sine, o să existe, da, o să existe în continuare, dar uneori nu o să fiu chiar singur. O să fac gameplay-uri, o să fac challenge-uri, o să fac mai multe chestii, documentare, ba chiar cu creepypasta, cu acest partener nou. Acum, haideți să înjurăm de toți dracii pe acest joc handicapat care mă chinui să iau ISO-1 de la începutul vieții mele. Deci aștept ISO-8. Da, oameni buni. Suntem la fiecare pe drum, brate. Ni 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 ni
fată, cum poți să vorbești așa ceva? Adică cum vezi o crăpătură așa acolo frumoasă, e prea frumos să o penetrăm, nu? Nu-i așa fată, cum să nu ne place să penetrăm pe lumeță? Puta, vreți-mă, lasă-mă pace! Ce gos, uite-mă, cu hetra, mă, cu hetra, bă. Cu hetra, mă, putu-s morții, mă, dar... Dar ce te crezi, mă, tu la tine acasă? Mașin, cu mame am acasă, da? Așa, bun. Dar cine mă e frică? Aoleu, nu, te rog, tati, nu mă lovi. Da, oameni buni. Impenetrabil, fuck, impenetrabil. Target, nu pot să-l nimeresc pe ăsta. Fuck, ne-a scos, bă, futu-ți morții, mă, cum să m-a scos pe mine halul ăsta? Eu ți-am dat naștere, mă, ție, eu ți-am dat naștere, ție, mă, și te-am crescut ca pe un copil și acum, mă, bă, ce fac ăștia, frate? Ce fac ăștia, mă? Mă, jegosule, cu antracid pe aici, păi. M6-le ăsta stă și se fâlfâie, du-te dracului și sinucide, nu-i viața ta aici. Marci la tine acasă, bun. Bun, Tiger acolo, bui. Bun, da, știu, dar ar trebui să țin cu echipa mea, dar ei nu țin cu mine. Asta-i trist. Mă fucking enervează. Mă fucking enervează. Mă, bun. Unii din voi ați vrut să facem... eu cu partenerul. Deja unii din voi știți cine este acel partener al meu. O să apară. Cât de curând o să apară și partenerul ăsta, nu? Trebuie să vorbim, trebuie să vorbesc cu el să văd ce și cum o să facem. Bun, bravo, oameni buni, bravo. Așa, mergi, guraliu. Hai, Isuule. Uite luna la Dumnezeu acolo. Ia uite, mă, ce prost, bă. Adică nu. Încercați să-l înconjurați. Încercați să-l înconjurați. Dar doi proști, frate. Dă-i. Acum, dă-i. Bun. Tiger.
Tiger-ul mătii, KV1S și Tiger-ul, băi, bă, oameni buni, băi, ați băut spirit? Alo! Băi, dacă îl trimit pe Bubuilă pe câmpul de luptă, vă face praf pe toți, mă. Eu nu am nevoie de coechipier ca să învingă niște bestii ca aia. Uite, frate, bă. Pierde în caza unor specimene de oameni care au impresia, oameni buni, că ne poate stresa mental. Da, pe mine, mă scoate din sărite. Așa. Să vedem. Bă, există șanse, dar numai dacă ăsta știe să tragă. Bani la băiul că nu o să știe, pentru că ia Tiger-ul, nu cred că ia Tiger-ul, pentru că Tiger-ul nici măcar nu-l observă, sau probabil observă, dar nu știe să... Nu are pe unde să-i tragă. Ce a fost asta? Cum i-a venit? I-a venit din spatele lui. De capul meu. Da, cred că vă întrebați de ce n-am făcut azi episodul de la Doom. Am zis, da, hai să facem un mic azi. O mică pauză. Publicitarea, bineînțeles, în care să facem și noi ceva puțină caterinca aici, așa că hai să zicem că astăzi facem niște comandă vorbe acolo și da. Dacă mă întrebați de ce vorbesc în halul ăsta, nici eu nu știu. Să fie o mică problemă cu asul ăla. Asul 57. Let's fight! Poate rog cu puțin de făcuturi. Oh. Wow! Panza 38 de ani. Oh, de când am mai văzut eu tankul ăsta, deci țin minte că aveam pe World of Tanks Panza 38 de ani. Nici n-am reușit să trebuie tierul ăla în capa, deși știu că am ajuns într-un bun sfârșit și cu greu la tier 5, la american, ajunsesem la Wolverine. Bă, și de atunci m-am lăsat pentru că nu știu ce s-a întâmplat, mi se pare că s-a stricat atunci calculatorul, am avut zile întregi în care n-am mai jucat, am uitat contul, poate mi-am făcut altul și atunci când să începi să rejoci, nu mai poți pentru că se blochează interfața de la ei. Știu, este trist, mai ales că acum au băgat și tankurile alea premium care să aibă orice cont. Acum puteam înțeles de la un prieten și că acum e un nou update pe World of Tanks în care acum tankurile care ți le dă premium poți să faci bătălii deathmatch, adică tu YOLO contra toți pentru miști. Oh, doamne, că plouă, și mie nu-mi dă de ploaia, salim, nu vede, nu vede, unde e? Uite, ăsta e. Nu, fugi. Nu-l văd, sunt chior, am zis. Că avea unul, defend me, motherfucker, defend me. Hai, du-te și spotează. Așa, au.
Fute-ți capul mătii! Da. Cel moment când ai conștiințe de căcați. Mă! Ia uite, frate! Hai, mă! Nu pot să mă mișc! Nu pot să mă mișc! Când cam aș pe el... O să-ți dai leg shot! Fuck you! Mă, cap pe tankul ăla! Nici nu știu dacă e tank ăla, el e talpă cu... cu lipici. Să-mi zici că e încă o bătălie care pierde că-mi bag pula în, în steroizii lor. Spate. Haide. Hai mă că-l vezi mă, du-te mă după el, ești un KV1, să-l calci. Uite pe omul, pula mea. Copil retardat. Uite fraților, doamne. Copii retardați, mintai. Nu știu dacă sunt oameni maturi, care dacă erau oameni maturi și de cau. Wow, genial! Îi trage în partea laterală, nu-l nimerește. Asta stă cu cură și se miră că-l nimerește. Vai de capul meu și de zilele mele, frate. Echipe! Mamă, ăștia crapă imediat, frate. Ce mai? Game over și meciul ăsta. Uite, că avem un lens, bă, ce stă să... Asta să zicem că avem un pic de șansă. Dacă mai sta cu curul la el, ar fi perfect. Și ăsta e cu egal de 7 secunde, 8. Te-ai căcat pe tine. Gata, te-ai căcat. Deci avea șanse într-un fel, dar trebuia să fie atent în două direcții și asta era nașpa. Nu nimerea că avea un OS-ul, dar nimerea Panzerul. Da. Continuăm. Ca să nu ies din nervi. Pentru că nervii sunt nervi și nervii dacă sunt nervi, sunt nervi. Da? Deci dacă nervii sunt nervi, eu rămân tot nervi. Deci dacă erau nervi, nu mai erau nervi, nu? Normal. Deci ce trapa am azi, mă, frate? Deci, băi, deci niciodată n-am fost așa pe canalul meu. Atât de vulgaric, atât de sfințit. Acum câteva zile, de ce? De ce? Antonio. Banderas. Care ești? Sfințească-se numele tău. Fie căprioara ta. Facă-ți și arma ta. Harja Fiuc. Fiuc. Nu vorbesc spaniola cu rece. Da, deci aveți grijă, eu nu vorbesc spaniola cu rece. Și nici greaca cu spaniola. Uneori la KV2 trebuie să... Bă, nu mă împinge în pizda, mă, te dau unde crezi, mă, la tine acasă, crezi că dacă o să fac defend, îți bag pula, mă, ta și... îți crește dildo-ul în jos. Așa. Păi să mă lași, să mă las în creștetul măsii. Hai, 185.
Vino un qua. Hai, vino un qua, doamna. Că avem un OS? Haideți mă pe el. Bă, hai mă șmecher. Bă, vrei să mă arân? Vrei să te atac cu valoarea mea, mă? Bă, uite mă ce e acolo, mă. Bă, 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 vă iau cu valoarea mea, mă. Ce dracu? A, era un stâlp. Eu mă întrebam ce dracu e cu bățul ăla acolo. Eu am băț în... A, bine că am tras în cur cu satelitul. Îl vede omul sănătos. Îl nimeresc în cur cu satelitul. Da, bă, să crezi tu. Da, mă, Rekshad, mă, îți dau și Rekshad, mă. Unde trage? Dar de unde? Care sunt curios, de unde trage? Stai, au, mamă, ce urât, la așa oată ăla, dar nu-i bai. Mergem. Hai să-i luăm prin surprindere, prin spate, dar de ce noi am prins viteză? Wow, uite, aproape 100 la oră, deși sunt 40 la oră. No, normal, no cover. Păi eu nu dau cover la proști, mă. Tu trebuie să-mi dai cover mie, că eu sunt mafiotul tău, nu... Uite, A20, de ce nu-l luați pe căcatul ăla și vă plângeți de mine? Ce jegoș și ambulanță? Și ce că... Cover, da, cover acolo, mulțumesc! Oamenii mei! Mafioții mei! Mulțumesc, chiar vă iubesc. Hai, descurcați-vă că sunteți băieți mari. Eu mă duc după ca un asasin acolo, știi, bine plătit în spate. Pentru că eu nu stau după toți pulălăi să-i am grijă de ei. Dar ce este eu? Mama Doina sau ce? Trebuie să-i țin eu un... Trebuie să le țin de grijă, sunt mama Doina sau cine? Ia vezi, e cineva acolo? Cava, nu? Nu, nu? Nu e nimeni, nu? Normal, cum să nu? A, bă, cave un OS. Și cave un OS e acolo, da. Bravo! Bravo, băieți! Boși. Deci noi dacă facem în stilul ăsta mafiot, îi luăm. Prin stil mafiot facem orice, frate. Stai că acum vin fraierii pe aici. Îi știu eu. Uite mafiotul, îl văd, vezi? Uși camar capul să te împuște. Ia ce fraier, ha ha, și-o ia, și-o ia madafaca, madafaca și eu ia. Și eu, ce? Și eu ia. Mi-am cam pierdut șansa acolo. Nu știu unde cave unul este, uite. E acolo. Ele la distanța care sunt eu, eu pot să-l iau pe el, pentru că, da, eu sunt mafiu. La Fucano Shop. Petele se dau pe barul cu... Vezi, ca mafioții trebuie să tragi, mă, mafiot de mafiot, mă. Păi vezi? Mafiot! Lume, nu uitați să vă abonați pe canal, dați un like, un comentariu și un share și ne vedem data viitoare cu un alt episod pe Ground War. Eu sunt Gosmin și vă spun ciao-les!